Îngrijitorii, profesorii, pensionarii, cercetătorii s-au aflat în marile orașe din Franța pentru prima zi de mobilizare socială împotriva reformelor lui Emmanuel Macron. În orașul Marseille, din sudul țării, peste 5.000 de manifestanți au protestat împotriva distrugerii serviciului public. La Paris, polițiștii au fost nevoiți să împartă gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea furioasă. Protestele anti-Macron au început încă din luna mai a acestui an, când actualul șef de la Elizea a împlinit un an de mandat în calitate de președinte al Franței. Criticii acestuia susțin că reformele economice și sociale promovate de președintele francez favorizează corporațiile și bogătașii, iar cei din clasa mijlocie care asigură principalele servicii în stat sunt dați la o parte.